Bună, dragii mei! Da, dragi o poezie ghidușne, răzghidușne, din mijlocul sufletului și din gâtul inimii. O poezie adevărată, plină de sens și de dreptate despre viața cotidiană de astăzi. Dar cum am săturat, Doamne Dumnezeule, în toate ce-i vinovat eu. Să mă iertați că m-am agitat așa puțin, dar dacă e drept. Mâine pe mâine aș fi vinovat că nu-i pești în ocean. Când o plouat, ori când o niț, ori că jenă rodit. În toate vinovat eu. Dar cât pot să duc eu povara asta pe umerii mei firă de bărbat? Da. Eu-s făcut pentru dragoste. Să iubesc femei, el să ne iubească pe mine. Dar nu să mă bajgoriți, să mă... dar nu-i pe asta, cum s-ar spune. Așa că să mă iertați, da? Așa o poziție ghidușnă, era ghidușnă din tot sufletul și din tot... tot măduva măduvilor, cum s-ar spune. Plin de adevăr, cum s-ar spune. Așa că să mă iertați dacă ochii ar să mi-ți duc prin părți, pentru că a scris-o în caiet, e scris azi, săraca, și eu nu pot învăța pe drept că e lung, are 20 și ceva de strofe. Să trebuie să o citesc. Așa că nu vă aud mâini în comentarii că trebuie să o înveți pe de rost, să duce ochii în păieri, dar pune-ați duc, dar să mai citesc din aer. Să mă iertați încă o dată. Uf, fasoleac, nu mă de ochii, badele este colorați, așa, înghesă ulșoare și mă dă coapă sfințită. Nu mă de ochieța, mă, că voi tare, rele sunteți unele, bleaha, muha. N-ar reportați de unii, Israel, Italia, Moldova. Sunt este care cu șerul gurii negru, care nu a uitat cu un ochi, păi gata, nu-ți scoală toată ziua. Viața asta e colorată. Și cum vrem, toți o trăim. Cu mintea trează, ori mai bate, ori codați să nu dughim. Plecăm cu toți în țări străine, printr-o capică să muncim. Ca în țară să trăiască ghine, persoanele și le iubim. Dar să vedeți minuni mari. Cum face lumea vreun păcat, fără nici o întrebare, Jenia Brânțov e vinovat. Da, Jenia e vinovat că în lume este prostie, curvărie, pentru că el doar face glume și ne arată des că avem prostie. Că dacă în țările străine soția-i cu altul în pat, ori la soț amanta vine, Jenia Brânțov e vinovat. Tot pe el mai cade jina, că multe doamne curvăriesc, că aceleași mașa, ala, dzina, cu capul lor nu se gândesc. Dacă așa, eu sunt vinovat în toate, doamne. Jenia Brânțov e vinovat, că femeie chinuită, că bărbatul e veșnic bat, că casa e nemântuită. Că la Israel femeia be, mă bâlbâi cum când ajung la Israel, mintea lui Jenia e vinovată, ori că la un arab îi dă, ori că îi distrăbelate. Da, Jenia Brânțov e vinovat, că copchia sfumează, că la 10 ani îl deamui bat și la sex, dar nu la cărți, jisadă. Pentru că azi puțin citesc. Pentru mulți, cartea e o moarte. Imagini porno în internet privesc și masturbează într-o carte. Tot Eugen e vinovat, că copilul nu învață, că crește un needucat sau va fi bandit în viață, pentru că cu a lui prostii, care în Facebook le postează, el pizești, mii de copchii cică îi distrăbălează. Pămaghite. Și eu îmi pun o întrebare. Dacă eu vi scot din minți, eu vă întreb. Spuneți-mi oare, unde li s-a lor părinți? Sau s-a așa de ocupați că nu știu copchii lor cu ce se ocupă? În schimb, Doamne, când comentați, gurile nimeni nu le astupă. Mai lăsați goana după bani,
Italia sau Israelul, veniți în țară și vreo 2 ani, educați-vă măcar copchilul. Că va veni amuș gravid, că o dornit cu un bărbat, of. Dar veți umbla, brânțovă-i gnidă, iar el-i jilovat. El-i bou, tot el-i vacă, prost, debil, că n-are nume. Câte luare o să mai facă psama noastră ia ca glume? Dar eu doar una vreau să zic. Priviți sub naț, nu sub pădure, că voi vreți nifăcând nimic în gură să vă cadă mure. Măi, dacă v-ați făcut copchii, voi trebuie să îi educați. Dar nu toți după bogății prin alt țări să alergați. Că după asta în gura mare să mă urlați că nu sunt bărbat, orică-i sărășii mari, tot brânțov e jinovat. Nu vă smulgeți din cap părul. Nu vă impun să mă priviți. Eu vă arăt doar adevărul. Numai că voi nu îl primiți. Așa că fără supărare, dar suntem cu toți făloși. Răutatea noi îi mare, suntem zgârșiți și mincinoși și înțeleg că asta doare, că în suflete avem gunoi, dar dați să facem o schimbare și să o începem de la noi. Nu dați și aveți întrichișoare la orice boșorog, bărbat. Veți găsi o rezolvare dacă bărbatul e veșnic bat. Educați-vă copchii, educați-vă pe voi, că fiicile noastre și fii se învață de la noi. Așa că, dragii mei, răbdare, fășeți-vă în cap curat, dar nu strigați în gura mare, Eugen Brânțov-i jinovat. Mai lăsați critica, mila, că și-oși vă rog, nu știți, că eu nu vă pun cu deasâla pagina să ne-o priviți. Dacă așa e, mai dragii mei, mai lăsați, vă rog, toate, în toate jinovate Eugen Brânțov. Copchii ori se uită la filmulețul lui Eugen Brânțov și ori se distrăbelați, copchii se uită la filmulețul lui Eugen Brânțov și sparii. Eu aș fi bucuros copchii voștri să mai prejească un filmuleț de-a meu. Câteodată este unul chipărat, prie poate, dar tare multe poți învăța din filmulețele mele. Păi știi, fiecare filmuleț are moral. Cum nu trebuie să fim și cum ar trebui să fim. Așa că pace în suflet, drag cititor, așel care-i un orice filmuleț de-a meu, găsește mii de motive ca să mă facă doghitoc, prost și debil. Dacă vă regăseți în filmuleț, mai dragii mei, stăruiți-vă să vă schimbați. Pentru asta eu le fac. Să vă vedeți dintr-o parte, ca așa la noi în Moldova asta. Ne place să vedem frumosul, ne place să vedem toate. Dar când vă arăt și vă dau cnasă cum sunteți în asta mândele, o să o luați pe dinainte cu gura. Hai, hap, 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 că nu-i drept, doghitoc, prostule. Uitați-vă dintr-o parte cum arătați. Nu importă, Moldova, în țări străine, Israel, Italia, briceni, cum au zic alții. Stăruiți-vă și mai buni. Și înainte de a privi așa pe mehal, uitați-vă întâi sub nasul vostru. Cum trăiți voi? Și vă rog frumos. Nu aveți grijă de viața mea. Nu mă trimiteți la lucru. Nu mă hrăniți. Nu-mi plătiți facturile. Așa că pace în suflet, drag cititor răutășios. Și mult sănătate și fericire cititorilor mei dragi, care înțeleg umorul, înțeleg sensul poezioarilor mele. Și asta, mai oameni buni, pe azi. Sper că v-a plăcut.